Oamenii vor crede prin harul Duhului Sfânt. Sună foarte biblic și este biblic, că oamenii vor crede prin harul Duhului Sfânt. Însă dacă vedeți mai jos, într-un alt articol, ei explică că omul poate respinge acest har al Duhului Sfânt. Da? Cu alte cuvinte, primul lucru care se întâmplă când cineva predică Evanghelia în arminianism, primul lucru care se întâmplă nu e că Duhul Sfânt dă harul credinței, ci Duhul Sfânt propune, oferă harul credinței și omul trebuie să aleagă harul credinței. Așadar, în arminianism, omul nu este mântuit prin credința care este darul Duhului Sfânt, ci omul este mântuit prin alegerea lui, prin faptul că el optează să primească harul Duhului Sfânt. Da? Asta e mai corect să spun. Mai bine spus este că omul crede acceptând harul credinței de la Duhul Sfânt. Da? Chiar auzeam pe cineva recent care a exprimat foarte bine arminianismul. I-a spus, credința, au spus, este darul lui Dumnezeu, dar omul trebuie să accepte credința. Deci mântuirea nu vine prin credință, ci mântuirea vine prin acceptarea credinței. Este total diferit. Deci una să spui că mântuirea vine prin credință. Eu cred asta, că mântuirea vine prin credință. Dumnezeu vine și îmi dă credință. Ei nu spun că Dumnezeu vine și îți dă credință. Ei vin și spun că Dumnezeu vine și îți oferă credința. Nu ți-o dă. Nu o toarnă în tine credința ca un har al Duhului Sfânt, ci ți-o oferă, ți-o pune pe tavă. Tu trebuie singurel să vii și să o iei. Asta este diferența. Da? Eu cred că Dumnezeu vine și pune credința în mine, el crede că Dumnezeu vine numai și o oferă. Și te cheamă pe tine să o iei. Da? Așadar, mântuirea nu este prin credință, ci este prin alegerea acestei credințe. Asta este în alegerea.